Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai bine cu electrică. Dar cât mai costă un plin la mașina electrică? Am început să citesc diverse... Studiez problema atent. Am avut o... cum să spun, o tendință la un moment dat... La electrice nici nu se dau 50 de bani la litru de... De kilowatt. De kilowatt, ca să zic așa. Îți vine factura, mai greu. Mai știi? Pac, 3 de kilowatt. Ce să spun? Deci, asta ar fi o întrebare. Cât mai costă plinul acum la o mașină electrică? Noi am avut la un moment dat o discuție aici în care eu am greșit și am spus, nepricepându-mă evident, că mașina electrică consumă 15-20 de kilowatt la sută. Și a fost revoluție pe mesaje, nu mi s-a explicat că nu e așa, că se consumă, nu știu, 10 kilowatt la sută, că nu mă pricep, că să mai tac din gură. Bine, noi nici nu avem mașină electrică și atunci calculăm... Da. Acum, de când s-a scumpit, mă rog, nu s-a scumpit, e, problema e cu pragul ăla, e mai nasol. Că măcar dacă ar fi un preț clar... Știi, băi, atâta costă plinul, mi-asum, nu mi-asum. Problema e că dacă depășești nivelul ăla de 255 de kW pe lună, se consideră la medie pentru anul viitor, eu așa am înțeles că funcționează. Da. Deci consumi acum clar mai mult de 255 de kW dacă ai mașină electrică. Categoric. Cred. Deci plus la anul nu o să mai ai odată... Dacă alimentezi acasă. Plafonate. Mhm. Și doi la mână, acum plătești mai mult. Ce da. Că depășirea, mi se pare că ți-anulează și plafonarea. Bun, hai să facem așa. S-au închis și pompelele, ca să le zic așa, de pe supermarketuri care le dau curent gratis. Da. Deci la Lidl erau, în Torbeanca, erau mereu colegii de la Uber care stăteau acolo la coadă să alimenteze. Multe. Până când, ce să vezi, s-au stricat și nu s-au mai reparat niciodată. Da. Deci haideți să facem așa. Facem un apel către posesorii de mașini electrice care alimentează acasă sau pe unde găsesc loc. 0372069599. Fraților, sunați-ne și explicați-ne. Mai merită acum să ai mașină electrică în condițiile în care s-a scumpit kilovatul, în condițiile în care e cu plafonare, cu consum plafonat. Deci cât consumați de fapt? Vreau să știm așa, câți kilovați consumă mașină electrică la 100 de kilometri? Înțeleg că pe autostradă consumă mai mult decât în oraș. Cam care e consumul mediu? 10 kW, 15, da, 20. Da, pe bune, adică onest, nu. Și doi, mai merită acum să-ți iei mașină electrică? Pentru că am senzația că începe să fie cam tanda pe manda, nu? Cam așa. Ce voi să zici? Asta, să fie oamenii sinceri. Că, să știi, astea sinceri. Sunt două teme de discuție unde oamenii nu reușesc să-și păstreze sinceritatea. Asta, da, cu consumul, mai ales la mașini mari. Da. Ce motor ai? 3 litri? Mamă, îți consumă... Nu, domne, de unde? 7. Asta așa e, merge și la benzinat. Și aia cu cei care se mută în afara orașului. Eu fac până la Victoriei 15 minute. Așa. Făceam mai mult din militar până acum, că stau în Bragadiru, imediat. Așa. La 4 dimineața, da, 15 minute. E adevărat că la ora 8 s-a terminat și mai bine vin pe jos. 0372069599 pentru voi cei care conduceți sau, mă rog, aveți, dețineți mașini electrice și trebuie să vă ocupați de alimentare. Cât consumă la 100 și dacă se mai merită. Mai țineți minte, domnul Vlad, când căutați să vă luați electrică? Mă, n-am căutat serios, dar te uita așa. M-am uitat. N-am căutat serios. Păi nu, aici are dreptate. Așa, la mișto. Aici are dreptate, că știi, când și-a căutat mașina, era nenorocire. S-a uitat așa, stânga-dreapta. Eu de 3 ani ca să-mi iau un model. Deci e complicat la mine cu mașina. Și-a bucat să-i stângă, deci un an jumate. Adică erai... Nu, m-am învârtit pe lângă ele, m-am uitat, am deschis portiera, capota, adică, na... Mamă, dar nu așa, serios, serios, dar sunt, uite, sunt curios acum dacă mai merită să-ți iei mașină electrică în condițiile în care s-a scumpit atât de mult energie. Am scris un amic care are o mașină electrică, mă rog, vine din Snagovo fiecare zi în București și spune așa, una peste alta, consumă 16,9 kW la 100 de kilometri, cam atât. Are pe ultimii 6100 de kilometri, cam asta este media, 16,9 kW la 100 de kilometri. Își încarcă acasă. 80 de bani, hidroelectrica, compania la care tot încearcă Luca să se bute și nu reușește, sau să nu mai râdem. Sper totuși. Mai mă, curând? Deocamdată, da. Apă caldă de stai? Ești bine. Da. Bun. Hai să vedem, hai să revenim la subiect. Da, baterie de 42 de kW, mă rog, cam asta este. Deci, în principiu, dacă reușești să menții prețul de 80 de bani pe kW, da, este gata. Hai să luăm telefonul. Hai să vorbim. L-am pierdut pe Daniel. Cosmin, bună dimineața. Cosmin, salut. Cosmin.
Cosmin. Alo, bună dimineața. Salut. Da. Deci, cât consum? Și eu am o mașină electrică. Da, păi... În general, în medie, da, consumă aproximativ 14-15 kW/100 de km. Înțeles. Sigur că consumul crește dramatic iarna. Ce înseamnă dramatic? De temperatură ajunge spre 20. Ok. Dar poate fi mai mult. Ah. Însă eu fac o navetă cam de 100 de kilometri pe zi. Și asta și dar pe drumuri naționale. Okay. Deci înseamnă un regim de viteză normal. Nu prea depășesc 120. Crește mult pe autostradă, înțeleg. Nu pe autostradă, deci pe drumuri naționale. Și mai te ajută o mașină electrică foarte mult să domolești tendințele agresive la volan, pentru că atunci când conduci agresiv, costă mult mai mult. Te costă, da. Vezi cum te costă. Bun, sigur, costă și benzina. Costă, da, mai mult benzina, numai, da, că acolo parcă nu simți așa. Cel puțin modelul care l-am eu are un sistem care recuperează atunci când ridici accelerația și practic are o frână de motor mai puternică. Așa că mi se întâmplă să fac 100 de kilometri fără să frânez cu pedala de frână, să fac doar frâna din această pedală, mai ales că știu drumul, știu cu ce viteză pot intra în curbe, așa că o las dinainte să scadă viteza. Nu e enervant să stai, stai tot timpul să te gândești, mamă, stai cum consum, să conduc așa, să ridic piciorul. La început te gândești, dar după aceea îți intră în reflex. Și în perioada asta nu e mai greu? Ai plecat cu mănuși de acasă? Nu. Ai dat drumul la căldură? Mai repede în mașină, pentru că nu trebuie să aștepți încălzată apa. E adevărat, dar căldura într-o mașină pe benzină, cum ar veni, aia, deja, da, aia nu te mai costă, că se încălzește motorul oricum, adică că o folosești sau nu, ea oricum chiar, se creează. Chiar azi dimineață, deci faptul că am pornit încălzirea în mașină, mi-a scăzut de la 205 la 198 autonomia. Da. Și are la prima... Deci, nu-i chiar așa remus. Stai puțin, tu alimentezi acasă? Da, a zis că acasă. În general acasă, acasă. Dar sunt și în jurul Clujului undeva locuiesc și mai merg în carte acolo. Și nu ți-e teamă că depășești plafonul ăla? Câți kilowați consum cu tot cu gospodăria? Nu ți-e teamă că depășești plafonul ăla? Inevitabil îl depășeam. Aha. Pentru că am și încălzire electrică. Și acum că îl depășești... Pentru mine nu era. Iar efectiv, să știți, nu am observat la consum mașina electrică. Deci ea, cred că nu trage, că ea de fapt trage din rețea. Cât îi oferă rețeaua și în cazul meu cred că mai mult de 1000 de wați kilowați consumă. Deci ca un consumator cam la 1000 de wați. Adevăr că se încarcă și încet. Mersi frumos. Mulțumim, Cosmin. Marius, bună dimineața. Auzi, Marius? Există putere instalată la... Alo, bună dimineața. Casă. Te ascultăm, ești în trafic. Ești într-o electrică? De data aceasta nu. Am mai suportat. Nu, am suportat chiar, sunt posesor foarte recent de o electrică, o mașină cu autonomie de 320 de km și baterie de 45 de kW. Da. Am luat-o chiar săptămâna trecută și am apucat să fac câteva drumuri, dar am putut să-mi fac deja o idee despre ea. Uh-huh. Într-adevăr, ca și predecesorul meu, pe autostradă, când am luat-o cu baterie full, într-adevăr, consumul a fost undeva la 18-19 kilowați, dar asta însemnând un mers la vreun 120 de kilometri constant. Te doare sufletul să dai, să apeși puțin pedala. Bine, era și la început și am vrut să văd să o rodez. Am mai avut și momente în care am accelerat un pic mai tare, tocmai ca să văd cum se comportă. Într-adevăr, pe un drum mai scurt, pe drum, nu în drum național, drum ștețean, undeva cam 90 de kilometri am făcut cu un consum mediu de 10-11 kW pe oră, dar asta însemna, fiind trafic foarte aglomerat și mașina cumva și regenerând prin frânele pe care le mai trebuia să le pun. Dar spune-mi un lucru, spune-mi un lucru, te rog, cât ai așteptat mașina asta electrică? Am avut noroc, sincer, am comandat-o la începutul lunii septembrie, am găsit-o pe stoc. Deci în condițiile în care era toată lumea nebunită cu prețul la energie, tu te duci și te-ai cumpărat electrică. E cel mai bine. Ha? Corect. În momentul ăsta. Exact. Ajuns. Toată lumea fuge de ele. Păi și nu te teme acum că o să-ți crească consumul peste plafonul ăla de 255? Sincer, nu. Momentan sunt prin hidroelectrica. Am posibilitatea să încarc acasă. Lucru. Da. Da, încarc acasă. Am posibilitatea să o las și la serviciu să o mai încarc peste zi dacă fac naveta cu ea. Și următoarea investiție vor fi niște panouri fotovoltaice. Da.
Da, am înțeles. Să le pui direct pe mașină. Da. Știi? Mamă, dacă hidroelectrica mărește tariful a nenorocii jumătate de țară. Da. Păi îl mărește și după aia l-acceptă și pe Luca. Îți dai seama, că de asta nu-l primește. Da. Ne-a sunat Victor din Norvegia. Bună dimineața. Salut. A, păi tu nu, acolo e altă infrastructură. Nu, tu nu te pui. Ce? Îmi pare rău, atunci vă salut. Nu, zine experiența ta. Păi acolo sunt numai mașini electrice. Eu am o mașină electrică de vreo 3 ani aproape. Da. Cel mai departe am plecat de unde stau eu până la Lofoten. E la vreo 1300 de kilometri. Îți place, vă spun, îți place drumul? N-am avut nicio emoție. Da. Nu, păi acolo, voi aveți în Norvegia și în țările din vestul Europei o infrastructură de încărcare mult mai bine dezvoltată ca România. Aici nu e niciun fel de discuție, nu e niciun fel de îndoială. Și plus sunt și alte beneficii, adică cumva vă invidiem pentru asta. Eu ți-aș recomanda, Vlad, cum ești tu de stai la casă, puneți un sistem fotovoltaic de minim 5 kW, off-grid cu baterie litiu. Bateria mă costă 5.000 de euro. Și o să mergi gratis. Nu te costă 5.000 de euro, te poate costa mai puțin. Eu am așa ceva în România, un sistem de 5 kW cu o baterie. Și acasă, unde stă socrii mei, de vreo câteva luni le vine factura cu minus. Pentru că au plătit la o regularizare cam mult și le vine cu minus. Păi cum zice Warren Buffett, știi, dacă nu câștigi bani când dormi, o să trăiască să muncești toată viața. Da. Asta este Victor, îți mulțumim. Muncești timpul zilei, nu? Am un mesaj foarte bun de la John din Deva, care zice așa: 11,5 kWh consumă la 100 Dacia lui Spring. Da. Și zice, dacă alungi 100 de kW pe lună pentru încărcat, ai 3 plinuri și mergi undeva la 600 de km. Și mai încarci unde mai prins că e gratis și te-ai scos. Aha. Eu am 13.000 într-un an și n-am plătit deloc curent. Ce tare! Și lucrez în domeniul construcțiilor și încarc acasă la client. Sincer, nu l-am. Nu e... Se pare foarte bun, bravo. Stai care a venit Daniel, mai avem un minut jumate. Daniel. Salut! Alo! Bună dimineața! Salut! Sunt posesor unei mașini electrice de 3 ani. Da. Am 197.000 de kilometri parcurși. Mamă! În 3 ani ai făcut 200 de... cu electrică 200.000 de kilometri? Da, fac transport în București. Adică transport de persoane, nu? Da, măi! Da, de persoane. Uberist, gata, da. ok. Așa. Am încărcat gratis până acum o lună și ceva, când Lidl și Kaufland au închis stațiile gratuite. Da. Și acum ce faci? Acum sunt pe autostradă, v-am trimis pe WhatsApp. Nu acum, acum în general, ce faci acum dacă nu mai poți să încarci la Lidl, Kaufland și cine mai acum avea gratis? Acum încarc cu bani de la 2.09 Fast Charge la Enel, la 2.50 la Renovatio. Și mai merită? 2.50 de mulțit cu 18%, 45 lei pe 100 de kilometri. Dacă avem un diesel, un 8% cu 8 lei, 64. Așa, da. Merită. Da, încep să te apropii, nu? E cu totul altceva adică decât... Încep să mă apropii, da. Stați un pic. Am schimbat o baterie la 171.000 de kilometri, s-a umflat. Asta este o altă discuție cu bateria. Ai schimbat bateria? Era în garanție bateria? Ți-au schimbat-o pe garanție? Bateria nu a mai făcut obiectul garanției, pentru că Nissan nu și-a asumat toate sesizările făcute de mine. Și a trebuit să plătesc. Cât a costat? 53.000 de lei tot devizul. Mama mea. Constatare în locul 10.000 de euro. Mulțumim, mamă. O să revenim sigur la subiectul ăsta. Vă mulțumim pentru telefoane. La banii ăștia, GPL-ul rămâne... prima opțiune. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.